Bine te-am regăsit! Aici Andrei Roșu, creator și prezentator al programului online 42 ca Roșu, de la canapea la maraton în 4 luni. Întrebarea de astăzi este ce să îmbunătățesc mai întâi, viteza sau distanța? În momentul în care lucrez cu alergători, mai ales oameni care nu au mai alergat de mult sau niciodată, totdeauna prima mea grijă sau primul meu îndemn este către sportivii respectivi să-și creeze obiceiul de a ieși din casă la o anumită oră, preferabil dimineața. În momentul în care și-au creat acest obicei de a ieși din casă la o anumită oră, indiferent că la început este vorba de 5 minute sau 10 minute, următorul pas va fi de a decide asupra unei durate de antrenament, să spunem prima lună 30 de minute. Chiar dacă în cele 30 de minute, nu știu, poate timp efectiv de antrenament este de 20, că au mai existat perioade în care poate te-ai oprit, ai făcut un pic de stretching și mai departe. După ce ne-am obișnuit, ne-am acomodat cu această durată, de-abia după aceea începem să fim atenți la distanță, să vedem ce distanță am acoperit în 30 de minute sau în 60 de minute sau depinde de ce, la ce durată am ajuns. Iar viteza este ultima grijă pentru că suntem sportivi amatori și în acest program, în 42 ca Roșu, începem să lucrăm viteza de abia prin luna a treia. Deci primele două luni, clar, nu sunt dedicate vitezei, pentru că pentru viteza ai nevoie de alt gen, de alt tip de exerciții și în plus organismul trebuie să fie pregătit. Musculatura, stabilitatea să fie foarte bună pentru a nu risca accidentări. Sper că am răspuns. Pe curând!